Salutare, dragilor! Tocmai ce m-am reîntors din vacanță, unde mi-a plăcut foarte mult, am fost pentru prima dată în Delta și acolo, cum ați văzut și în celelalte vloguri, ce am postat, ce am vizitat în Delta, ce m-a impresionat foarte mult a fost special mâncarea de la localnici, cel pește de acolo din Delta și am mers și la Mamaia, pentru că nu puteam să nu merg la Mamaia, pentru că acolo îmi place foarte mult. Și în acest video sau în acest vlog vreau să vorbesc despre 5 mituri din fitness, așa că stai aproape. Mitul numărul 1, pâinea îngrașă. Atât timp cât tu nu-ți depășești cantitatea zilnică de carbohidrați de care ai nevoie, pâinea nu te va îngrășa, nicio altă sursă de carbohidrați. De ce trebuie să consumăm pâine sau de ce trebuie să o adăugăm în alimentația noastră de zi cu zi? Pentru că pâinea este un carbohidrat complex care ne va ajuta, ne va aporta energie de-a lungul zilei. Putem să consumăm pâine neagră sau pâine integrală sau pâine albă. Diferența între ele nu este foarte mare. Într-adevăr, pâinea integrală conține mai multe fibre și mai mulți nutrienți, precum vitamine și minerale. Dar diferența nu este foarte mare. Așa că pâinea nu îngrașă atât timp cât este consumată cu moderație și îți respecti cantitatea de carbohidrați zilnică. Mitul numărul 2. Proteinele sau suplimentele sunt steroizi? Multă lume asociază suplimentele nutritive cu steroizii, ceea ce este o mare greșeală, pentru că sunt ilegali, nu poți să-i cumperi din magazin, când proteinele sau suplimentele le poți cumpăra din magazinele specializate. Așa că le puteți consuma și le puteți cumpăra cu încredere. Proteinele sau suplimentele nu sunt nimic mai mult decât extras din alimente. De exemplu, proteina whey este extras din zer, prin microfiltrare sau ultrafiltrare, s-a extras doar proteina și s-a făcut un supliment sub formă de pulbere. Mitul numărul 3. Dacă mănânci după ora 6 seara, te îngrași. Este un mit complet fals, pentru că dacă tu ai de consumat într-o zi 2000 de calorii, aceste calorii tu le poți repartiza în 5 mese. Și ultima masă poate fi chiar și la ora 9 seara. Atât timp cât tu nu depășești cele 2000 de calorii, nu te vei îngrășa. Așa că poți să mănânci liniștit după ora 6 seara. Cu cât te antrenezi mai mult, ai rezultate mai bune? Fals. Indiferent că vrei să crești masă musculară sau vrei să slăbești sau vrei să tonifici musculatura, un antrenament cu greutăți nu trebuie să dureze mai mult de maxim o oră în care tu să-ți antrenezi mușchii pe grupe musculare sau poți să faci full body. Cu cât te antrenezi mai mult, mușchii tăi nu se vor recupera. Atunci când vrei să crești masă musculară sau orice obiectiv ai avea, mușchii trebuie să recupereze, ceea ce înseamnă să ai o dignă. Deci, un antrenament pe săptămână, pe fiecare grupă musculară, este suficient. Eu recomand în jur de 3 antrenamente pe săptămână sau 4 antrenamente. Mitul cu numărul 5 și ultimul mit. Dacă facem abdomene, scăpăm de burtă. Este un mit foarte popular, dar din păcate este fals. Făcând abdomene, nu faci decât să îți dezvolți musculatura abdominală. Pentru a scăpa de burtă sau de țesutul adipos de pe abdomen sau să ai pătrățele, este vorba de nivelul de grăsime pe care tu l-ai. Grăsimea sau țesutul adipos poți să-l dai jos prin dietă și prin exerciții cardio la intensitate medie, mers pe bandă, scări, eliptică, de durată lungă, 30-40 de minute după antrenamentul cu greutăți. Așa că, dacă faci abdomene și crezi că vei scăpa de burtă sau de grăsime sau vei avea pătrățele, este fals. Pentru a avea pătrățele, primul rând trebuie să ai un nivel scăzut de grăsime. Acesta a fost vlogul de azi, sper că v-a plăcut și că o să vă fie util informațiile pe care vi le-am spus. Așa că dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un subscribe canalul meu de YouTube și mă poți urmări și pe Facebook, Florin Damșa Fitness and Bodybuilding și pe Instagram, bineînțeles, Florin Damșa Fitness. Ne vedem în următorul vlog. Pa!